Vorbesc astăzi despre jertfele care deschid cerul, roadele care deschid cerul, jertfele care deschid cerul, pentru că este o sărbătoare a roadelor și vreau să privim la noi, pentru că este ușor să vii la biserică și să pui un morcov acolo în față, o legătură de morcov văd în fața mea, este ușor să vii la biserică și să pui 100 de euro, este ușor să vii la biserică și să aduci un platou de prăjituri și să nu-ți fie viața o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Pentru că la urma urmei așa începe povestea omenirii, da? Prima generație de oameni născuți din femeie, prima generație, au avut și ei o sărbătoare a roadelor, știați? Și știți ce s-a întâmplat după sărbătoarea roadelor? Unul l-a omorât pe celălalt. Biserică din doi. Ne spune Biblia că doar doi oameni au fost la sărbătoarea a roadelor, da? Și unul și-a adus legumele și fructele și unul și-a adus berbecuțul. Unul a adus pentru proțap, celălalt a adus morcov, mere, pere, împanere, cum învățam în abecedar. Și după slujba asta în care au adus o ofrandă înaintea lui Dumnezeu, unul s-a simțit nedreptățit pentru că Dumnezeu nu i-a primit jertfa, deoarece, repet, n-a adus-o dintr-o inimă curată, ci a adus-o, hai să-i aduc lui Dumnezeu ceva. De parcă Dumnezeu ar mânca morcovii ăștia pe care am adus aici în față. De parcă Dumnezeu ar mânca din prăjiturile alea pe care le servim la cafenea acolo. De parcă Dumnezeu ar bea cafea cu noi. Și de parcă suta aia de euro pe care o dăm la colectă ar ajunge la Dumnezeu în cer. Astea le facem tot pentru noi, adevărat da sau nu? Fructele alea aduse acolo în spate sunt tot pentru noi. Am mâncat din ele. Cafeaua aia adusă acolo e tot pentru noi. Suta aia de euro pe care o dai la biserică e tot pentru noi. Să avem un loc în care să ne închinăm, să aibă copilașii noștri un loc în care să învețe cântări din harfă și nu cântările lumii. Și în urma acestei jertfe, repet, voi vă dați seama că acest om, Cain, a venit la slujbă având ura aia în interiorul lui, având răutatea aia în interiorul lui. Nu l-a ajutat cu nimic, pentru că nu și-a deschis inima înaintea lui Dumnezeu. Eu aș vrea să vă provoc în dimineața aceasta să vă deschideți inimile înaintea lui Dumnezeu și să lăsați pe Dumnezeu să-L scoată pe Cain din inimile voastre. Amin? Să lăsați pe Dumnezeu să scoată tot ce este rău din voi. Să lăsați pe Dumnezeu să vă curățească, să vă purifice. Pentru că avem impresia că putem să-L mituim pe Dumnezeu. Avem impresia că putem să îl îmbunăm pe Dumnezeu, să nu privească la faptele noastre, să nu privească la recolta din inimile noastre. Pentru că este o recoltă dincolo de bani, este o recoltă dincolo de fructe și legume, este o recoltă dincolo de toate lucrurile acestea, este o recoltă în inimile noastre, este o recoltă care care rodește în trafic. Și cred că acolo e cel mai greu. Nu știu cum arată recolta ta din trafic. Sunt curios. Ce semeni în trafic? Nu știu cum ar putea un francez pocăit să vorbească în trafic. Jon, 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 jon. Nu știu ce spuneți voi acolo în trafic, dar aveți vorbele voastre. Aveți vorbele voastre. Nu știu ce recoltă aduci la locul de muncă. Nu știu ce recoltă aduci în familie. Pentru că multe familii sunt, din păcate, o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și copiii pot spune asta. Copiii sunt primii care pot spune ce recoltă se aduce în familiile noastre, dacă este o recoltă bună sau o recoltă rea. Copiii pot spune. Apropo, frate pastor, dacă vrei să afli ce în familie, trage copiii de limbă. O să zic că tot. Ar trebui să ai așa o ședință cu copiii, știi? Nu cu părinții, cu copiii. Cum e la voi în familie? Cum e mami? O să zic că tot. Cum e tati? Cum se înțeleg? Dar dorm împreună. Știi? Tot o să zică, tot o să toarne. Cei mai buni turnători în biserică sunt copiii. Întrebați, ce roade aduceți în familie? Ce roade aduceți în business-uri, în afaceri? Spunea cineva, măi Tony, îl știi pe fratele ăla din biserica ta? Da, îl știu. Știi cum îi se zice la muncă? Zic eu, cum? Mă așteptam să-i zică
să-i se zică proroc, omul lui Dumnezeu, sfântul lui Dumnezeu. Zic eu, dar cum îi se zice? Diavolul. Zic, bă, n-are cum, dă-o încolo de treabă. Păi ăsta în mijlocul nostru e proroc. Ăsta e proroc. Nu, domnule, îi se zice diavolul. Dar de ce? Toată lumea îl știe de scroc, toată lumea îl știe de mincinos, toată lumea îl știe că trage focul doar la turta lui, calcă pe cadavre ca să facă la salariu 100 de lei în plus. Și îi se zice diavolul, a rămas șocat, noi îl știam toți de proroc. Păi nu se poate în biserică să te cheme prorocul și la muncă diavolul. Ați înțeles? Nu se poate. Nu se poate în familie să te știe copilul de ăla care dă cu pumnul în masă, urlă, zbiară, că nu e ciorba fierbinte, care face, își varsă toți nervii acumulați peste zi în familie și la biserică să te vadă aici pios cu Biblia în mână, pentru că îi dai eroare copilului în creier. Toată viața lui va crește în ipocrizie și va crede că asta este viața. Că în biserică trebuie să te prefaci sfânt și acasă să fii slobod ca satana în necurăție. Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți în toate. Amin? Asta e provocarea. Asta e cea mai mare provocare. Să fim sfinți în absolut toate. Citeam un călugăr care era nevoit să coboare, despre un călugăr citeam, era nevoit să coboare în fiecare zi în oraș să alimenteze mănăstirea cu diferite bunuri. Și coborând în oraș, o prostituată, o femeie l-a ademenit. Văzându-l călugăr, a vrut să râdă de el și i-a zis, să știi, uite, am o ofertă pentru tine, e gratis. Și călugărul zice, oh, super, hai cu mine. Femeia a rămas șocată, a zis, wow, călugărul mi-a căzut așa de repede în plasă. Și a luat-o de mână, pe femeia asta, o călugărul, a luat-o de mână și s-a dus cu ea. Și s-a dus cu ea în mijlocul pieței. Și a zis, aici. Păi cum aici? Păi aici! Zice, păi totuși mi-e rușine. Zice, dacă de oameni ți-e rușine, cu atât mai mult trebuie să-ți fie rușine de Dumnezeu. Pentru că ochii lui Dumnezeu sunt peste tot. Și vreau să vă spun că femeia aia, din ziua aia, n-a mai putut să păcătuiască. Pentru că ochii lui Dumnezeu te văd peste tot. Ochii lui Dumnezeu te văd la muncă, te văd în camera ta, te văd absolut pretutindeni și mă rog ca ochii lui Dumnezeu să te vadă ca o jertfă vie și plăcută. Amin? Ok, intru direct în mesaj, mesajul despre jertfe. Să știți, oameni buni, că viața de credință echivalează cu o viață de jertfire. Nu-i ușor. De curând un pastor din România, am deschis o biserică undeva și unul dintre pastorii de acolo mi-a spus, Tony, ai venit și ne-ai aruncat o grea povară. Tony, ai venit aici cu seninătate și ne-ai aruncat o grea povară și dacă am fi știut cât de greu este, îmi spunea pastorul ăsta, nu m-aș fi băgat niciodată. Te-am văzut așa zâmbăreț, wow, deschidem o biserică. Și ai deschis biserică, m-ai pus acolo și mi-a spus, de altfel nici n-a rezistat în lucrare, nici n-a rezistat în lucrare. Pentru că dacă nu pleci de la început pe premiza că lucrarea înseamnă jertfire, te păcălești singur, te minți singur. Credința în Dumnezeu înseamnă jertfire. E o jertfire continuă. Nu poți să moștenești împărăția lui Dumnezeu fără să-ți jertfești în fiecare zi firea asta păcătoasă. Pentru că Biblia ne spune carnea și sângele ce? Ce știm despre carne și sânge? Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci asta care este aici, care a băut cafea la cafenea acolo, care a mâncat o banană, care a mâncat un, nu era croissant, era o plăcintă de aia cu brânză și safide. Mi-a dat Nicu, mi-a făcut cinste cu o plăcintă de aia franțuzească. Cum se numește Nicu? Jean Jean Van. La mine toate sună așa. Jean Jean Van. Mai băgați câte un jupe lângă V-ul ăla sau invers. Da? Mi-a dat o carnea asta care a mâncat astăzi dimineață o plăcintă din aceea, carnea asta care a băut o cafea, carnea asta care a băut o sticlă de apă, asta nu o voi lua în cer.
Și în fiecare zi trebuie să lupt contra ei, pentru că ea vrea pe pământ, eu vreau în cer. Amin? Carnea vrea aici, Duhul vrea în cer. Zice, vegheați, pentru că Duhul e plin de ce? De râvnă, dar carnea este ce? Neputincioasă. Carnea vrea pământul, Duhul vrea cerul. Carnea vrea pământul, Duhul vrea cerul. Carnea este în oraș și vede o femeie și bulbucă ochii, Duhul țipă de acolo, băi, eu vreau în cer, închide ochii. E adevărat da sau nu? Nu e lupta asta și în voi în fiecare zi? În cine e lupta asta? Mână sus. A, e doar în mine. Iertați-mă, am nimerit la sfinți. Sfinții din Profides Paris vă trimit sănătate, scrisoare către București. Oameni buni, eu luptă în fiecare zi. A, sunt pastor. Și ce dacă? Crezi că în tine nu e fire care trebuie răstignită în fiecare zi? Cu atât mai mult în mine e fire. La mine piroanele trebuie să fie mai mari, nu-i așa? La mine crucea trebuie să fie mai mare, că e mult de crucificat pe ea. Mândrie, ego, fire, ambiții, multe. Dumnezeu să ne răstignească în fiecare zi. Amin? Nu te da jos de pe cruce. Diferența dintre noi și Hristos, zice, eu am fost răstignit împreună cu Hristos, zice Apostolul Pavel, și nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Știți care e diferența dintre noi și Hristos, Hristos cel răstignit și noi? Este că noi ne putem da jos de pe cruce oricând. Știți că am văzut oameni dați jos de pe cruce? Știți că am văzut oameni care au zis, am fost răstignit! Galaten cât e? 2:20, nu? Asta e? Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup este pentru El, slavă Domnului. Am văzut mulți oameni care s-au bătut cu pumnul în piept. De fapt, n-aveau cum să se bată cu pumnul în piept, că erau pe cruce, cu bărbia în piept. Atât puteau să facă. Și după aia i-am văzut în curvii, i-am văzut în vici, i-am văzut fumând, i-am văzut alcoolici, i-am văzut plin de mândrie, i-am văzut că nu mai vor la biserică, i-am văzut divorțați, i-am văzut abandonându-și femeile și copiii, le-am văzut abandonându-și soții și copiii. Și întrebarea este, ce ai făcut? Te-ai dat jos de pe cruce? Pentru că prima jertfă despre care vreau să vorbesc este jertfa dată spre nimicire. Mi-a deschis Dumnezeu ochii prin Iosua 6:17. Jertfa dată spre nimicire, primul punct, Iosua 6:17, te rog frumos, și vreau să citim împreună versetul acesta. Nu mai aveți Biblia, a expirat? Licența? Ok, cetatea să fie dată Domnului spre, spuneți voi, nimicire, ea și tot ce se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe, ia uitați, solii pe care îi trimiseserăm noi. Dă înapoi la 17. Trecem repede cu vederea prima propoziție sau prima jumătate din frază sau prima până la virgulă. Cetatea să fie dată cui? Și acum urmează secretul. Spre nimicire. Zice, o dai Domnului spre nimicire. Păi cum să-i dai cuiva un cadou spre nimicire? Dacă te duce la nevastă ta și îi spune, îți dau un cadou. Oh, super, minunat, ce ai pentru mine? Tu să ții mâna la spate. Un cadou dat spre nimicire. Ce cadou dat spre nimicire ai putea să-i dai soției tale? Ce cadou dat spre nimicire ai să o luăm altfel? Ai putea să-i dai iubitei, fetei de care te-ai îndrăgostit? Ce cadou dat spre nimicire? Cine își poate să zică? Un bărbat care a trecut prin asta. Cadou dat spre nimicire pe care i l-ai făcut iubitei tale. Ce? Zi tare că sună interesant. Prăjituri date spre nimicire, da? Ce le nimicește soția? A, bravo, parola de la telefon, ne apropiem. Știți ce? Numărul tuturor fetelor care te-au tentat până atunci le dai spre nimicire. Îmi aduc aminte când m-am împrietenit cu soția mea, mă curta o altă fată. Și eu m-am decis să rămân toată viața cu Gabriela. Dar problema era că o altă fată era foarte, foarte insistentă.
profita de momentele în care Gabriela nu era pe lângă mine. M-am dus odată la o noapte de veche undeva prin Jilava, fata asta a venit după mine. Mă duceam la biserică, fata asta se punea lângă mine. Eu între timp, repet, intrasem într-o prietenie cu Gabriela care ducea spre căsătorie și chiar așa am vorbit, să ne și căsătorim. Și a trebuit să fac un lucru. A trebuit să mă dezic total de relația aceasta și să pun punct oricărei comunicări pentru a dezvolta o relație de încredere cu soția mea. Ceea ce a trebuit să nimicesc, a trebuit să nimicesc orice contact, orice zâmbet, orice pacea Domnului cu acea femeie. Orice flirt, cum da, vorbim noi în termenii de astăzi. A trebuit să nimicesc orice încercare a acelei persoane de a intra în contact cu mine. Primeam zilnic mesaje: Tony, haide că vreau să fac meditații cu tine la engleză, hai că am nevoie să-mi car mobila, hai că... Și a trebuit să nimicesc orice contact, pentru că eu mi-am pus inima în mâna unei singure femei și aceea este până astăzi și va fi până în veșnicie, Gabriela. Vedeți, când intrăm într-o relație, trebuie să nimicim anumite lucruri destructive, anumite lucruri care fac rău relației, cum ar fi pornografia. Pornografia face rău relației. Flirtul cu alte femei, contactul cu intenția asta de flirt, de sex appeal cu alte femei, trebuie nimicit. Dumnezeu zice, vreau să-ți încerc credincioșia, dragă popor evreu. Iubitul meu, popor evreu, vreau să-ți încerc credincioșia. Poți să nimicești tu pentru mine cetatea, care era, spuneți voi, Ierihon? Sau relația ta cu mine este doar o relație de win-win, o relație în care vrei doar să profiți? Venim la Dumnezeu să ne scape de cancer, venim la Dumnezeu să ne scape de datorii, venim la Dumnezeu că avem nevoie de un soț sau de o soție, venim la Dumnezeu că nu putem să facem copii. M-am întâlnit cu un cu cineva care hulea cuvântul lui Dumnezeu. M-am întâlnit cu cineva care vorbea urât de Dumnezeu. Și când m-am întâlnit cu persoana asta, deodată era foarte deschisă despre cu privire la Dumnezeu. Și de ce? Pentru că avea un copil bolnav de cancer. Dintr-o dată Dumnezeu exista. Dintr-o dată Biblia nu mai era o minciună. Dintr-o dată Biblia nu mai era o prostie inventată de oameni. Dintr-o dată Dumnezeu era interesant, biserica a devenit interesantă și cuvântul lui Dumnezeu a devenit adevărul. Dumnezeu să ne ajute să dăm tot ce am iubit și a fost stricat, să dăm spre nimicire. Amin? Țigările, alcoolul, jocurile de noroc, așa cum spuneam, pornografia, toate obiceiurile rele pe care le-ai avut trebuie nimicite în numele lui Iisus Hristos și acestea vor fi jertfe. Amin? Jertfesc pe altarul iubirii față de tine, Dumnezeule, tot ce am iubit. Eu nu mai pot să umblu, mi-a luat cineva geaca și eu știam că în geaca aceea aveam și sticluța de unde lemn și aveam mai multe lucruri, dar mi-a luat cineva geaca, o cunoștință, o aveam undeva într-un loc unde împreună cu familia eram și a venit și cunoștința asta și mi-a luat geaca. S-a dus afară, n-am știut de ce s-a dus afară și când a venit eu căutam ceva în geaca mea, dar care era pe el. Geaca mea era pe el. Era friguț afară, el nu-și luase geacă și îmi luase geaca mea. Și când am palpat buzunarele, în buzunarul meu, în buzunarul meu drept, am simțit ceva, un pachet. Era pachetul de țigări. M-am înfiorat pentru că în mintea mea a fost așa ca un șoc și bă, geaca mea, geaca mea sfântă, că și hainele de pe noi sunt sfinte și curate, amin? Și știm din Scriptură că hainele de pe noi poartă sfințenia și curăția lui Dumnezeu. Și m-am înfiorat, m-a trecut un fior rece din creștet până în cap. M-am uitat așa, am tras o privire și a dat seama, s-a rușinat persoana respectivă. Pentru că chiar m-am uitat la el într-un mod așa, pe bune, pe bune, ai îndrăznit să-ți bași pachetul de țigări în haina mea?
A înțeles, mi-a dat așa cu rușine, s-a rușinat. Pentru că, vedeți, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar. Templele astea, cui le-am dedicat? Cui le-am dedicat, oameni? În noi locuiește fie Dumnezeu, fie diavolul. Iisus Hristos a venit, spune apostolul Ioan, Hristos a venit să nimicească ce? Cine știe? Lucrările diavolului, care sunt toate păcatele. Nu mai pot să mă pretez la lucrurile lumii. Trebuie să aduc jertfe date spre nimicire. Îmi aduc aminte când m-am dedicat cu totul lui Dumnezeu. Am șters toate file listurile. N-am mai intrat de la 15-16 ani până la 37 de ani pe site-uri de pe care să-mi descarc filme sau nu. N-am mai vrut. Era tentația mare pe vremea respectivă. Nu existau cum există azi platforme ca Netflix. Dacă părea un film, trebuia să îl descarc, să-l piratez. Și pentru că rețelele alea mă ispiteau să descarc și altceva, am șters din calculator de la 15 ani până la 37 de ani. N-am mai intrat pe niciun site să descarc ceva, pentru că site-urile alea mă ispiteau să descarc ce nu trebuie. Și am adus jertfă pe altarul iubirii față de Dumnezeu, site-urile alea pe care le-am dat spre nimicire, ca ochii mei să rămână curați, ca să rămân un soț credincios soției mele. Mulți, foarte mulți bărbați în biserici au probleme, au relații disfuncționale, au apetituri sexuale obraznice, nesimțite, disfuncționale, pentru că consumă pornografie. Oameni din biserică se închină pornografiei, când pornografia este genul de jertfă pe care trebuie să o aduci pe altarul iubirii față de Dumnezeu. De ce nu mă uit la pornografie? Că-L iubesc pe Dumnezeu și că-mi iubesc soția, amin? Poți să zici amin? De ce nu mă uit după o altă femeie? Care e mai tânără, care pare mi se că e mai dotată, care pare mi se că e nu știu cum, care parcă dintr-o dată e mai zâmbăreață decât nevastă mea, care parcă dintr-o dată e mai comunicativă decât nevastă mea. De ce nu-i dau credit? Pentru că eu îl iubesc pe Dumnezeu și o iubesc pe nevastă mea. Orice relație care îmi pune în pericol relația cu soția mea, o pun pe altarul jertfei față de Dumnezeu. Când a fost ultima oară când ai adus ceva pe altarul ăsta? Ăsta ar trebui mereu aprins. Amin? Mereu ar trebui aprins. Mereu să pui pe el. Păcat obraznic, te pun pe altar, focul ăla să stea aprins. Dacă focul ăla nu mai s-a aprins de luni de zile, dacă pe focul ăla n-ai pus priviri spurcate, dacă pe focul ăla n-ai pus sentimente rele, dacă pe focul ăla n-ai pus gânduri rele, dacă pe focul ăla n-ai pus fapte rele, pentru că ne putem strica în fiecare zi. În fiecare zi ne putem strica. Mintea mea de pastor se poate strica la secundă. Inima mea de pastor se poate strica la secundă. Trupul meu de pastor se poate strica la secundă. Dar dacă veghez și las focul aprins pe altarul iubirii față de Dumnezeu, acolo voi arunca zilnic gunoaie. Amin? Voi arunca zilnic. Zice, aduceți-mi ca jertfă. Aduceți-mi și dați spre nimicire. Faceți un foc în mijlocul cetății și ardeți, ardeți lucrurile din Ierihon, care era o cetate blestemată. Nu luați nimic din blestemățiile lumii. Și a fost unul totuși care ce-a făcut, oameni buni? A stins focul. E așa sau nu e așa? Cum îl numea? Cum îl chema pe tipul ăsta? Cine știe? Acan. Acan zice, am văzut o haină de șinear, ca și cum ai zice, am văzut o haină Armani. Ceea ce am visat să am, n-am putut niciodată, eu n-am putut niciodată să mă apropii de un palton de la Armani. Când intram în magazin, singura replică pe care o puteam avea față de vânzător era, mă uit. Știți replica asta? Hello, bonjour, cum se zice în franceză, vă ajut cu ceva? Ui. La replica asta aveam doar no. Je regarde. Știi? Nu puteam, știi, când intri în magazin și vezi că paltonul ăla e 2000 de euro, deci wow, 5000 de euro, 7000 de euro,
Am intrat într-un magazin ieri unde un ceas second hand, exact cum îmi place mie, auriu așa pe margine, mecanic, second hand, de la Longines, zic bine? Pe românește Longines. E Longines, nu? Hai că e firmă franțuzească. Longines, cum îi spuneam eu. Măi, second hand era 7600 de euro. Second! L-a purtat unul vreo 30 de ani și era la vânzare cu 7600. Mă uit așa la Chris și zic, bă, văd bine, 7600, cureaua era roasă, se vedea că e vechi ceasul. Cutia în care era o cutie veche. Zic, mă, 7600. Dacă ai tânjit după lucrurile alea din toată inima, dacă ai tânjit după sacoul ăla Armani, dacă ai tânjit după mașina aia, mă, ai văzut, oh, ce X6, oh, ce mașină, oh, ce casă, oh, și ai tânjit. Și dacă inima ta se leagă de lucrurile astea, diavolul știe să ți le aducă din Ierihonul ăsta înainte ca tu să te compromiți pentru ele. Lasă biserica, muncește să ai X6-le pe care ți l-ai dorit. Lasă biserica, lasă Scriptura, lasă familia, neglijează-ți familia care este chipul lui Dumnezeu pe pământ, că zice și i-a creat parte bărbătească și parte ce? Femească după chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu este familia, de-aia urlă dracu împotriva lui astăzi atât de mult. Zice, i-a creat parte bărbătească și parte femească și nu se pune punct, ci virgulă, după chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu complet este bărbatul și femeia în iubire desăvârșită, care produce prunci și care îi crește în teamă de Dumnezeu. Ăsta-i planul complet al lui Dumnezeu, amin? Nu l-a creat pe Adam. Adame, distrează-te. Singur, l-a creat cu o femeie și ăsta e chipul lui Dumnezeu, iubirea e chipul lui Dumnezeu. Dacă aia este ceea ce cauți, Acan zice, am văzut o haină de șinear și am mai văzut un lingou și am mai văzut ceva de preț și le-am luat. Nu, trebuia să le arzi. Ce ai făcut? Te-ai întors? Ai stins, ai dat cărbunii la o parte. Nu mai vreau focul ăsta în viața mea. Toată viața m-am abținut de la femei, toată viața m-am abținut de la lăcomie, toată viața m-am abținut de la nu știu ce, gata, m-a supărat nevastă mea, vorbesc cu toate femeile pe care le găsesc. M-a supărat fratele Cristi, unii abia așteaptă să-i supere cineva la biserică, eu am văzut sindromul ăsta. Băi, deci vin la biserică, ia cine mă supărați? Hai, supărați-mă, intră așa, știi, dă și cu ușile alea, și intră ca într-un... știi, ca într-un ring. Ia mă, supărați-mă că nu mai vreau să vin pe aici. De ce nu mai vii, frate, la biserică? Păi m-au supărat. Cine, frate? Păi m-a supărat fratele pastor. Păi m-a supărat sora. M-a supărat fratele. S-a uitat urât la mine. O familie a zis că nu mai vine la biserică, că s-a uitat cineva urât la ei. Și am zis, dar poate avea probleme la stomac. Te-ai gândit? S-a uitat urât la tine, știi? Săracul avea crampe la stomac și ție ți s-a părut că s-a uitat urât la tine. De unde știi că s-a uitat? Poate așa se uită, l-ai mai văzut pe omul ăla? Păi nu, dar se uită urât la mine. Așa se uită, mă. Unii se uită urât. Nu toți sunt frumoși ca mine. Dacă vii pus pe scandal să se ia cineva de tine, să te supere cineva ca să nu mai vii, diavolul asta îți va da. O să-l aducă pe ăla care e cel mai supărăcios sau cel mai răutăcios și o să ți-l pună în față, să te supere, să te zgândere. Eu pun și certuri, eu pun și priviri urâcioase, eu pun și vorbe rele, le dau înapoi a mea și le pun pe altarul iubirii de Dumnezeu, pentru că în fiecare zi eu jertfesc ceva acolo, amin? În fiecare zi jertfesc ceva acolo. Nu stingeți focul ăsta, că e cel mai important, amin? Nu-l stingeți! Evagrie Ponticul spunea că senzația, aetesia sau aetesis, dă naștere dorinței, epitemia. Și dorința dă naștere plăcerii, adică hedone. Este senzație, dorință și plăcere. Și astea ne pot duce, toate astea trei, ne pot duce într-o direcție greșită dacă nu le consumăm înaintea lui Dumnezeu, în numele iubirii de Dumnezeu. Senzațiile mele le pun înaintea lui Dumnezeu. Am început să, așa, visul meu de viață este să am o căsuță la munte. Iubesc muntele, acolo mă simt cel mai și cel mai bine, la munte. E și aproape de Dumnezeu, dar mă simt extraordinar. Eu când vreau să mă încarc după o lună
plină de suspans și aglomerare, mă duc la munte, 2-3 zile și m-am încărcat. Și visul meu, am reușit prin harul lui Dumnezeu, în ceva timp ne-am luat un teren micuț și am început să construim acolo o căsuță. Și entuziasmat, bucuros, în fiecare zi, ceream disperat poze, filmulețe constructorului, mai trimitem ceva. Și mi-am dat seama că inima mea devine obsedată de locul ăla, de casa aia. Și toate sentimentele mele se supuneau sau erau sub sentimentul acesta. Inclusiv sentimentul meu de a merge la biserică, inclusiv sentimentul de a sluji, inclusiv sentimentul de a predica, inclusiv sentimentul de a cânta. Era o nebunie să fiu acolo, să văd locul ăla. Și am început să mă rog și am spus: Doamne, niciun sentiment niciodată în viața asta n-are dreptul să întreacă sentimentul bucuriei în prezența ta. N-are voie, amin da sau nu? Trebuie să fie o disciplină. Și am început să mă rog și am zis: Doamne, e o casă. Am început să-mi fac scenarii, am zis: bă, dau ăștia o bombă în ea, ce fac, s-a dus bucuria mea? M-am gândit, bă, vine războiul, o cădea din cer, din greșeală o bombă, dacă mâine se spulberă totul acolo, ce se întâmplă? Toată bucuria mea atârnă de o bucată de beton. Ne-am zis, bucuria mea trebuie să atârne doar de tine, amin? Ok, nu zice nimeni să fim absurzi, să fim habodnici. Ok, băi, da, e o casă, e, știi, e o bucurie, dar nu este bucuria. Am accentuat, ați văzut, da? Nu e bucuria, e o bucurie, dar nu e bucuria. Bucuria mea este Domnul, amin? Bucuria în Domnul este ce? Tăria mea. Eu sunt tare când mă bucur în Domnul. Când încep să mă bucur într-o casă mai mult decât în Domnul, eu slăbesc în credință. Pentru că concentrarea mea, râvna mea, banii mei, puterea mea se vor duce acolo. Când o mașină este bucuria mea, toată concentrarea, toată munca, totul se va duce acolo. Când o femeie este bucuria mea, toată munca, toată concentrarea se va duce acolo. Și s-ar putea ca într-o zi femeia aia, chiar soție fiindu-ți, chiar bisericoasă fiindu-ți, să te îndepărteze de Dumnezeu. Să zică ca soția lui Iov: bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mor. Dar pentru Iov nu soția era bucuria lui supremă, amin? Pentru Iov nu casa lui era bucuria supremă. Pentru Iov nu mașina lui. Pentru Iov nu copiii lui erau bucuria lui supremă. Ci pentru Iov bucuria lui supremă era Domnul. El a zis mai târziu, Iov, spre finalul cărții: răscumpărătorul meu este viu și va veni o zi în care îl voi vedea și îl voi vedea față în față. Și am compus cântare cu versurile astea. N-a zis: wow, abia aștept să ajung înaintea lui Dumnezeu să-mi văd cei 10 copii morți. Abia aștept să ajung înaintea lui Dumnezeu să-mi dea palatul ăla, că am auzit că în cer sunt case și uite, zac pe un maldăr de dărâmături care era palatul meu. Abia aștept să-mi dea în cer Dumnezeu, nu știu, femeia asta să fie întreagă, să nu mai fie, că i-a zis, vorbești ca o nebună. Nu, eu v-a zis, abia aștept să te văd pe tine, că tu ești răscumpărătorul meu, tu ești bucuria mea. Vreau să te întreb, este bucuria ta supremă Domnul? Este Dumnezeu bucuria ta? Pentru că dacă Dumnezeu ar fi bucuria ta supremă, toate lucrurile astea ar păli în importanță și ți-ai trăi cu adevărat relația cu Dumnezeu. Lasă focul pornit, amin? Lasă focul pornit. Jertfele date din agoniseală, am zis jertfele date spre nimicire, sunt jertfe și Dumnezeu ne încearcă, oameni buni. Da, Dumnezeu chiar ne încearcă și văd că... De fiecare dată când Dumnezeu a vrut să-mi încerce inima, mi-a cerut mai mult decât pot eu să dăruiesc. Maica Tereza spunea: nu jertfești până când nu dăruiești să te doară. Ne-am făcut așa, fără să ne dăm seama, ne-am făcut o limită a dărniciei. Noi știm cât ar putea să ne doară. Am o întrebare. Pe tine până la ce bagnotă te doare? 5? În România pe unii începe să-i doară de la 1 leu. De la 5 lei, de la 10 lei, de la 20 de lei deja parcă e sfâșiere. 50 de lei deja e sacrificiu, 100 de lei e sinucidere. Și vreau să vă spun un lucru.
Dumnezeu are. Și Dumnezeu nu depinde de banii tăi. E adevărat sau nu? Câți credeți aici din biserica asta că Dumnezeu nu depinde de banii voștri? Mâna sus, câți credeți asta? Deci vă spun încă o dată, Dumnezeu nu depinde de banii tăi. Hai să vă mai zic încă un lucru. Biserica asta nu depinde de banii tăi. Câți de aici ați realizat asta? Mâna sus. În 8 ani de pastorație, în care sunt și administrator, bineînțeles, orice pastor trebuie să fie și administratorul propriei lucrări, observ că niciodată izvorul nu seacă cât timp Dumnezeu își găsește plăcerea într-o lucrare. Amin? Și dacă nu mai dă unul de celălalt și dacă pleacă ăla, nu-i problemă, vine celălalt. Biserica nu trebuie să atârne de finanțele niciunui om. Amin? Da sau nu? Nu are voie să atârne de finanțele vreunui om. Dumnezeu nu permite asta. Frate, a venit un milionar în euro la începutul bisericii Profides. Oh, și ce m-am bucurat, am zis, gata, ne-a aranjat Dumnezeu. Zic, oh, băi, cum le așează Dumnezeu, mă. Mă, din prima să-mi trimită un milionar, îl știa toată lumea, foarte bogat om, foarte bogat. Și a venit omul la biserică, eu am văzut că stă așa ca vulturul. Uite, așa scana tot. Și la sfârșit a venit și mi-a zis, luminile alea ce caut? Zic că, păi, reprezintă cerul. Păi cum? Zic, păi n-ați citit în Ezechiel că zice că luminile ca un curcubeu erau în jurul tronului lui Dumnezeu? N-ați citit în Apocalipsa la fel? Pare mi se 7, dacă nu mă șel cu 1, dar nu mai știu exact trimiterea. Undeva în Apocalipsa zice la fel, un curcubeu era în jurul slavei lui Dumnezeu. Lumini, luminile nu le-a creat diavolul. Era o soră, mi-a făcut tare morală că deceam întuneric. Dar știți care e faza tare? Că eram în aer liber și era noapte. Și mi-a făcut dita mai morală că de ce am stins lumina. Măi omule, dar de ce stingi lumina în biserică? Zic, soră, dar era noapte afară. Nu, lasă noaptea, de ce e întuneric acolo? Soră, eram în aer liber, eram în piața Constituției, se făcuse noapte. Ok. Avea o problemă că era noapte. A venit bunica mea din Moldova, de la țară, la biserica Profides, apropo de asta cu nemulțumirea, și vede 800, 1000 de, aproape, nu știu, până în 1000 de scaune, 870 din câte știu că sunt în Biserica Profides din București, vede 870 de scaune așa înșirate din, pe vreo 100 de metri lungime cât are sala, se uită, zice, maica, astea nu se umple. Aproape s-a umplut biserica, se uită maica mea la mamaie și zice, ia zi vrei, acum îți place, s-a umplut? Zice, da, dar nu prea zice lumea, amin. Mă, cum o dai, nu-i bine? Bacă nu se umple biserica și sunt prea multe scaune, bacă nu prea zice lumea amin, bacă sunt lumini, bacă sunt tobe, bacă-i predicatorul prea sus, bacă sunteți voi prea jos. Nemulțumirea asta nu mănâncă nimeni decât dacă o arunci pe altar să-i dea Dumnezeu foc, amin? Să-i dea Dumnezeu foc și mă rog să-i dea Dumnezeu foc. Și asta este cu, știi, fratele milionar a început să facă ordine. Că nu-i place, că-i prea tare toba, că nu-i plac luminile, că scoateți lumini. Știi ce am zis? Frate, știi ceva? N-am deschis biserica asta pentru tine. Tu ai biserică. De unde vii? De acolo. Du-te înapoi. Lasă-ne să facem lucrarea asta. Și n-am mai călcat. N-am mai călcat. De atunci n-am mai călcat niciodată. Pentru că biserica trebuie să fie atârnată de mila lui Hristos. Și de ea să atârne toată viața, până în veșnicie. Prin faptul că Dumnezeu îți încearcă inima, ți-o încearcă pentru a-ți vedea dedicarea, iubirea. Cât de mult te temi de Dumnezeu. În Deuteronom se spune, învață poporul să dăruiască ca să se teamă de Dumnezeu. În momentul în care tu nu mai dăruiești pentru lucrarea lui Dumnezeu, nu te mai temi de Dumnezeu. Pentru că crezi că poți să faci lucrurile fără ajutorul lui Dumnezeu care îți dă. Care îți alimentează afacerea. Care îți alimentează lucrarea. Eram la semafor și cu o zi înainte îi criticasem pe nepalezi, sri lankezi și toate naționalitățile astea care au început să vină în România. Și eram iritat așa de ele, că domnule, ce vin ăștia în România de parcă noi n-am umplut toată Europa. Ați înțeles? Și mă gândeam așa, bă, vin ăștia să ne cotropească pe noi. Acum vedeți cum e românul, cum e românul. Noi am cotropit toată Europa și acum de ce vin alții la noi? De ce ne umple alții țara? Și eram așa supărat, știi? Că ce vin ăștia pe la noi, să ne lasă România noastră în pace? Așa gândeau și francezii despre noi, adevărat sau nu? Așa gândeau și englezii, să ne lase românii Anglia în pace, să ne lase românii Franța în pace. Și aveam sentimentul ăsta pe care, atenție, a trebuit să-l arunc pe altarul jertfei. Că aveam un sentiment de,
de răutate. Nu știu dacă se transformase în ură. Și asta vorbesc de un pastor de 37 de ani. Ieri alaltă, eram la semafor și Dumnezeu mi-a dat o lecție. Și a venit o bătrânică la semafor și eu eram în mașina mea, eram confortabil, ascultam worship. Mă închinam. Vine o bătrânică printre mașini. Eu aveam bani în buzunar, dar m-am făcut că plouă. Eram acolo. Worship, închinare. Jesus, I love you. Și lângă mine vine unul de ăla cu un scooter, un nepalez. Trece băbuța pe lângă el, scoate portofelul și dă 2-3 lei, nepalezul. Zic, ia uite mă, ăsta i-a dat la bunica mea româncă, dar eu nu i-am dat, că eu eram în închinare. Și mi-a dat o lecție Dumnezeu și mi-a zis așa, și au inimă, și au familie, și au nevoi și ei merg acolo unde le este mai bine. Iubește-i, amin? Iubește-i. M-a învățat o lecție a dărniciei. Pentru că atunci când închidem ochii față de orfan, atunci când închidem ochii față de văduvă, atunci când închidem ochii față de sărman, atunci când închidem ochii față de biserică, noi nu ne mai temem de Dumnezeu. Eu în primul rând dăruiesc că mi-e frică de Dumnezeu. Amin? Și apoi dăruiesc din iubire. Pentru că așa e omul, așa funcționează. Vedeți, dintr-o dată David devine foarte darnic. Dintr-o dată David devine foarte mărinimos cu lucrarea lui Dumnezeu. Și avem celebra asta replică de la David. Care e replica dărniciei de la David? Cine o știe? Cum zice frate pastor? Da, dar are o replică mai celebră. Să aduc eu o jertfă fără ce? Fără să nu mă coste. Băi, ce frumos, mă, David, mă, ce inimă, mă, de om darnic ai. Dar când a zis asta? Cine știe când a zis asta? Știți când a zis asta? Când greșise față de Dumnezeu, că nu se mai temea de Dumnezeu. El nu se mai temea de cuvântul Domnului care spunea, dacă vrei să numeri poporul, trebuie să aduci un dar pentru fiecare bărbat numărat. Asta era legea. Trebuia să aduci un șechel din acela pentru fiecare cap de om numărat. Pentru că fiecare bărbat este al Domnului, amin? El nu se mai temea de Dumnezeu, el a dat, fă o numeră, zice că omul lui de bază, generalul lui, când a auzit, s-a temut. Zis, nu e numărătoarea pe care Dumnezeu o vrea. Nu e numărătoarea conform Scripturii. David trebuia să o facă în frică de Dumnezeu, la porunca lui Dumnezeu și dăruindu-i lui Dumnezeu, pentru că oamenii erau proprietatea și sunt proprietatea lui Dumnezeu. Și David zice, mie nu mi-e frică de Domnul. Atenție, eu nu-i mai dau nimic lui Dumnezeu, eu-i număr. Dar ce poate să-mi facă mie Dumnezeu? Eu număr lovelele. Dar nu dau orfanului, nu dau văduvei, nu dau lucrării, nu dau nimărui. Mie nu trebuie, mie nu-mi trebuie nimic de la Dumnezeu, că nu mi-a dat Dumnezeu. Asta îi spui tu. David și-a numărat puterea. David și-a numărat oamenii cu care purta războaie și care îi aduceau în palat tone de aur și de bogății. David și-a numărat puterea fără să-i dea lui Dumnezeu nimic. Și Dumnezeu zice, Davide, îmi pare rău, trebuie să-ți iau. De ce, Doamne? Păi tu nu poți să trăiești pe pământul ăsta fără să dai chirie. Pentru că eu îți dau și tu dai. Pentru că, atenție, repet încă o dată, dărnicia denotă frica noastră față de Dumnezeu. Frica noastră. Doamne, eu vreau să fiu binecuvântat în continuare. Cine de aici vrea să fie binecuvântat în continuare? Mâna sus. Cine vrea să se ducă luni la muncă și să câștige în continuare? Cine vrea să se ducă luni la muncă să câștige mai bine decât vineri? Oh, aleluia, două soră din cap. Yes, yeah. Vrei asta? Trebuie să înțelegi un lucru, că te așteaptă văduva, orfanul, dărnicia, acolo Dumnezeu unde te trimite să dai. Amin? Și nu vei sărăci niciodată. N-am văzut om sărăcit de Dumnezeu, dar am văzut om sărăcit de diavol. N-am văzut om sărăcit de dărnicie, dar am văzut om sărăcit de zgârcenie. E adevărat da, sau nu? Biblia spune, cel ce strânge, sărăcește. Și cel ce dă cu mână largă, se îmbogățește, că Dumnezeu ăluia îi dă. Mă întreabă mulți, frate Tony, dar de unde ai așa de mulți bani cu biserica asta? Ce faci? Și știi ce le zic? Dau. Eu nu-i țin. Eu îi dau. Eu nu-i țin să facă purici în contul bisericii. Eu nu-i țin să facă mucegai bani în contul bisericii. Eu nu țin bogățiile în biserică să dăm la sfârșit de an să zicem avem 5 milioane, 12 milioane de euro. Bogăția noastră la sfârșit de an este că am hrănit 1000 de copii sărmani în fiecare lună. Bogăția noastră la sfârșit de lună este că văduvele noastre în biserică au ce mânca, amin?
Bogăția noastră este că copiii noștri în biserică au ce mânca, au ghiozdane, au rechizite. Bogăția noastră este că cel ce cade necaz, e ajutat. Cel ce a căzut în lipsuri, e ajutat, e binecuvântat. Cel ce a căzut într-o boală, într-un cancer, e ajutat, e binecuvântat. Asta trebuie să fie bogăția bisericii la sfârșit, nu contul din bancă, amin? Contul din bancă la sfârșitul anului trebuie să fie cât mai pe zero, Cristi. Restul trebuie să fie investit în lucrarea lui Dumnezeu, amin? Asta e bogăția noastră. Zice David, pot să aduc eu o jertfă fără să nu mă coste nimic. Ia de aici, zice că i-a dat bani de vreo 600 de grame, arginți de vreo 600 de grame. Erau avere, mulți bani, foarte mulți bani. Zice că nu i-a cumpărat un petic, i-a cumpărat tot ogorul, i-a cumpărat boii, i-a cumpărat carele, i-a cumpărat tot și pietrele de pe teren, a făcut altar, a dus boii, a dus carele, le-a sfărâmat și le-a pus acolo ca lemn, a cumpărat terenul și a zis cu pioșenie, pot eu să aduc o jertfă care să nu mă coste. O, Davide, dacă aveai atitudinea asta, nu mai făceai forțat. E adevărat sau nu? A făcut-o forțat, forțat de Dumnezeu. Forța de Dumnezeu a făcut-o. Eu mă rog să dăruiesc întotdeauna din dragoste și nesilit de nimeni. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Jertfele din agoniseală, iubirea, prima jertfă, dacă ați fost atenți, jertfele date spre nimicire, jertfele astea nimicesc iubirea de păcat, iubirea păcatului. Iubirea păcatului. Nu poți scăpa de țigări decât dacă le-ai rupt, le-ai dat foc, le-ai aruncat la gunoi și când treci pe lângă magazin, scrâșnești din dinți, îți muși limba și zici, eu de acolo nu mai cumpăr. Decât dacă simți un foc care arde. Nu poți să scapi de alcool decât dacă spargi sticlele. Nu poți să scapi de curvie decât dacă ștergi numele lui Iisus și îți cumperi telefon cu butoane ca să nu mai intri pe www, nu știu ce. Îți iei telefon cu butoane. Sun pe soția de pe... să joci șarpele pe telefon, Nokia 3110. Jertfele date din agoniseală distrug iubirea de bani. Eu vă pun niște întrebări. Două întrebări mari și late vă pun. De ce a plecat fiul risipitor de acasă? Cine știe? De ce a plecat de acasă? Întrebarea de bază. Cred că n-am auzit niciodată întrebarea asta pusă. Da, știm povestea, e superbă. S-a întors de la porci, l-a primit tatăl, dar întrebarea mea este ce a generat toată problema asta? Cine poate să-mi zică în câteva cuvinte? Poftim? Și cum se numește chestia asta, să cheltuie averea? Curiozitate. Totul a plecat de la iubirea de bani. Pentru că s-a dus la taicăsu, că așa a plecat totul. S-a dus la taicăsu și ce a zis la taicăsu? Ce a zis? Dă-mi! Ce? Ce a cerut? Dă-mi bani! Dă-mi bani! Asta e și la noi. Venim la biserică și zicem lui tata, dă-mi bani! Mă, ce vrei de la mine? Dă-mi bani! De ce? Și vezi că unii, eu am văzut lucrul ăsta că se întâmplă și azi. Știți care este șocul și paradoxul? Știți care este? Că se întâmplă lucrul ăsta în multe biserici astăzi. Știți câți oameni i-am văzut venind la biserică? Măi, oameni buni, coate goale, coate rupte, cum vreți voi să le spuneți, e minciună. Bă, oamenii n-aveau de niciunele. De niciunele. Și i-am văzut deodată binecuvântați. Doamne, dăm, Doamne, dăm. Da, le-a dat Dumnezeu job bun, le-a dat business, le-a dat, am văzut din pungași, au ajuns mari oameni de afaceri care milioane de euro au început să învârtă. Dumnezeu le-a dat! Dar știți ce am observat? Când Dumnezeu le-a dat, știți ce au devenit? Ce au devenit? Spuneți voi. Fii risipitori sau fii ce risipitoare. Paradoxul este ăsta, că Dumnezeu dă și astăzi și vrea să vadă ce faci cu ceea ce îți dă. Dintr-o dată când încep să miroși așa în el... Știți ăla din tren, v-am mai spus Chanel, Shawai, moldovenii știu ce zic. Deodată când vezi că te îmbraci și tu pui o haină pe tine care până atunci te îmbrăcai de la second hand. Cum e în franceză second hand? Ba da, am intrat ieri, ai uitat? Nu mă, frate pastor. Cum? Second hand? Second man.
când intri, te îmbrăcai de la second hand, te îmbrăcai de la frații tăi, ai copilărit îmbrăcându-te de la frații mai mari, ce-ți rămâneau, hainele care îți rămâneau de la ei, șoșonii, îi mai lipeai încă de 5 ori, că până la tine ajungeau lipiți de încă 5 ori. Te îmbrăcai cu șoșoniele și când ai pus în picioare așa un Versace, când ai pus pe tine o haină Armani, dintr-o dată firea își cere parcă dreptul. Băi, ești altcineva acum. Ești altcineva acum. Ți-ar trebui și o femeie și o sticlă de băutură, ți-ar trebui și niște patim, ți-ar trebui mai multe. Și începi deodată să te comporți ca un fiu risipitor. Și întrebarea mea este, cine ți-a dat? Cine ți-a dat? Răspunde, cine ți-a dat? Eu vreau să vă întreb, nu călca, nu? Nu, mă duceam prăpăd. Mulțumesc. Uite cine mă iubește. Un singur om. Cine ți-a dat? Dumnezeu ți-a dat. Și ce faci cu ce ți-a dat? Tu nu mai ai ochi pentru văduvă, tu nu mai ai ochi pentru orfan. Tu nu mai ai. Tu strângi, tu îi numeri. În fiecare zi numeri ce ți-a dat Dumnezeu, fără a-i da lui Dumnezeu. Și ne mirăm de ce vine mai apoi prăpădul. Ne mirăm de ce vine prăpădul. Doamne, zice în versetul 25, n-am notat aici trimiterea exactă, dar vă citesc un verset. Apoi David a zidit acolo un altar Domnului și i-a adus arderi de tot și jertfe. Atenție, atenție că m-a marcat cuvântul ăsta. I-a adus jertfe de pace. Jertfe de pace. Domnul a răspuns astfel rugăciunilor făcute pentru țară, iar urgia care era peste Israel a fost oprită. Cu cine a făcut David pace? Spuneți voi, cu cine a făcut pace? Cu Dumnezeu a făcut pace. De ce a făcut pace? De ce a trebuit să facă pace cu Dumnezeu? De ce? Că nu i-a dat dreptul și că n-a trăit în frică de Dumnezeu. Că n-a trăit în frică de Dumnezeu. Hai, Doamne, să ne împăcăm. Parcă nu mai e binecuvântarea aia pentru mine. Da, da, Toni, șoare, pentru că atunci când te-am binecuvântat, ai avut lângă tine oameni care n-aveau ce mânca. Da, Toni, pentru că atunci când te-am binecuvântat, ai avut lângă tine oameni care n-aveau să-și bage motorină și tu consumai 20 de litri la oră sau 30, că ți-ai luat bolid mare. Da, Toni, pentru că tu ție când ți-am dat ok, nu ți-am interzis să-ți iei X6, nu ți-am interzis să-ți iei casă cu 7 camere. Nu ți-am interzis, eu ți-am dat binecuvântări. Eu te-am binecuvântat cu jobul ăla unde îi câștigi 10.000, 20.000, 30.000 de euro pe lună. Dar lângă tine e orfani. Lângă casa oricărui bogat e un Lazar, e adevărat dat sau nu? E un Lazar dat sau nu? Ne scârbă de el. Ce vine ăsta să-mi ceară într-una? Te încearcă Dumnezeu. Te încearcă Dumnezeu. Prin ăla care îți cere, te încearcă Dumnezeu. E un băiat, fără dinți, singură. Orfan. Șchiop. În fiecare zi îmi cere, îmi scrie, tăticule, știți ce greu mi-a fost, tăticule, îmi dai și mie. Am zis, băi, firea, știți ce a zis firea, cum am pricopsit, mă, nene, cu ăsta? Deci cum am pricopsit cu ăsta? Fiecare zi mă să-mi ceară, încarcă-mi cartela, dăm de mâncare. Tăticule, vezi că n-am chiria plătită. Tăticule, dă și mie de haine. Dar cine a dat dreptul să-mi zică tăticule? Mă irita că îmi zice tăticule, un copil orfan, dar mare, la vreo 30 de ani. Tăticule! Și mă lua iritare numai când vedeam. Îmi scria tăticule, prima oară, trimitea și știam ce urmează. Jesus! Eram la modul, mă lua cu călduri. Ce mai are? Și după aia știți ce m-am gândit? Că ăla de strigă tăticule sunt eu. Ați înțeles? Care în fiecare zi strigă la alt tătic. Ăla-s eu. Și Dumnezeu nu-și trece mâna prin păr. Faolo! Cum am pricopsit, bă, cu ăsta din România? Cum am pricopsit, bă, cu amărâtul ăsta, cu strâmbul ăsta? Cum am pricopsit, mă, cu ăsta care în fiecare zi vine la poarta mea și îmi zice, tăticule, da, n-am chirie. Aoleu, iar îmi cer, mă. Cum am pricopsit cu ăsta care, tăticule, n-am benzină, că mi-a 20-35%. Tăticule, ne scârbă de ăștia care vin la noi, tăticule, dă și mie. Exact așa am zice, tăticule, dă și mie să-mi încarc cartel.
tăticule, vine chiria. Și mă ia cu... Ultima oară s-a dus la nevastă. Eu nu i-am citit mesajul. Nu i-am citit că n-am vrut. Deja eram maxim de iritat. Venisem cu o lună de chirie. Bă, de ce să-i dau eu ăsta încă 600 de lei? Și s-a dus la nevastă mea. Mămica, cineva mi-a dat și îmi scrie mie: îți mulțumesc, tăticule. Zic eu, bă, ăsta mai ia și la mișto. Nu i-am dat și mulțumește, știi? Cumva e arogant cu mine. Și zice, tăticule, mi-a dat mămica, mulțumesc. Știți care e diferența dintre mine și el? Că eu am primit de mii de ori și nu m-am întors să zic, tăticule, îți mulțumesc. Ați înțeles? Mi-a dat Dumnezeu prin mămica, mi-a dat Dumnezeu prin alții și am zis, uite că mă descurc și fără Dumnezeu, că mi-a dat mămica. Mă descurc și fără Dumnezeu, că mi-a dat altcineva și eu nu știu de fapt că Dumnezeu, că m-a sunat francezul și mi-a zis, bonjour, do you have pour travail? Ai de muncă? Ești liber? No. Ia de aici 30.000 de euro și fă-mi apartamentul. Și eu nu văd că acolo e tăticul care îmi dă. Și uit să zic, tăticule, mulțumesc. Tăticule, dă-mi și mie un orfan, că mi-ai dat 30.000 de euro. Dă-mi și mie orfan să-i dau 1.000 de euro. Dă-mi și mie o văduvă. Tăticule, trimite-mă și pe mine la o familie sărmană acasă. Tăticule, ai ceva de făcut în lucrarea ta? Vreau să ajut, vreau să susțin. Adu pe altar jertfe pentru tăticu, după ce tăticu îți bagă în sac și în deasă. Amin? Amin. Să nu te irite. Am învățat și Duhul Sfânt mi-a vorbit. Vedeți? A trebuit pastor 37 de ani, Toni Berbece de la București. Zilele trecute s-a luptat cu sentimentul ăsta. Un sentiment de scârbă față de unul care îmi cerea și care îmi cere și o să continue să-mi ceară. O să mă duc acasă și o să continue să-mi ceară. Și a trebuit să iau din inima asta nenorocită, să iau un sentiment de scârbă față de un orfan și să-l arunc pe focul nimicirii și să zic, da, Doamne, dacă ai pus lângă mine un Lazar, trebuie să stea acolo ca să-mi încerce inima. E adevărat, da sau nu? Știți de ce a ajuns bogatul în iad? Știți de ce a ajuns bogatul în iad? De nu-i umezea Dumnezeu buzele? Știți de ce? Pentru că n-a știut să aibă grijă de orfanul și de văduva și de săracul de lângă. Închei. Jertfele date din trupul nostru. Un alt lucru pe care trebuie să-l sacrificăm și am vorbit deja mult despre asta, este iubirea eului, iubirea sinelui. Zice, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți ce? Ziceți voi. Trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă de care? Duhovnicească. Coloseni 1, cred că de la 24 până la 29, dar e un verset pe care vreau să-l citesc, spune Apostolul Pavel, mă bucur acum, fiți atenți, mă bucur acum în ce? Spune tare. În suferințele mele pentru voi. Nu mă mai vait că mă chinuiți, nu mă mai vait că vă slujesc, nu mă mai vait că trebuie să montez în fiecare zi. Mă uitam și glumeam cu băieții care au pus podiumul ăsta cu boxele și îi spuneam lui Andrei care lipea covorașul ăla și eu muncă, uitați, tot ce e pe scenă asta este montat azi dimineață și îi spuneam lui Andrei, bă, îl pui de zici că nu-l mai e de acolo, că la 12 dispare. Mai am 3 minute până când trebuie să dispară tot locul ăla. Și l-a pus de parcă n-ar pleca de acolo. Îi zic lui Andrei, nu, Daniel care e la tobe, zic lui Andrei, de unde ai luat, mă, covorul ăla? E wow covorul ăla. E superb, eu n-am acasă. Credeți, eu n-am în suflet, eu am acasă un dăla la 300 de lei. Adică, cât înseamnă 300 de lei? 60 de euro? 60 de euro din blană de aia artificială. Voi aveți covor mai frumos în biserică. Și asta înseamnă să ai o inimă care să-i dăruiască lui Dumnezeu. Asta înseamnă o inimă care să se sacrifice, care înțelege, zice, eu mă aduc suferință, da? Suferințele mele pentru voi
Și în trupul meu, fiți atenți ce zice Pavel că înseamnă suferințele astea, și fiți atenți voi, de la pastorul Cristi până la Daniela care stă însărcinată, în câte luni ești însărcinată? 8 luni. În 8 luni să stai la pian, să cânți la pian. Eu dacă eram însărcinată în 8 luni, că poți, știi? Când ai atat bagajul în față, cine se mai urca pe scenă, știi? Să acompanieze la pian. Să stai însărcinată în 8 luni și să cânți, să repezi. Mă uitam aseară la Dana, că am fost, dorm la ei, bineînțeles, și mă uitam aseară, Dana, însărcinată la 12 noaptea, se făcuse deja 12 și ceva, repeta, voi slăvi pe mielul gloriei. Voi slăvi pe mielul gloriei. Îl punea pe Luca și să învețe cântarea pe care a cântat-o astăzi. Dar sunt suferințe și mai mari decât acestea. Și Pavel zice, și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Adică spiritual și fizic lucrul acesta înseamnă că eu pot să sufăr pentru Hristos și pentru biserica lui astăzi. Amin? Vrei să suferi pentru biserica lui Hristos și astăzi? Mâna sus cine vrea asta. Mâna sus. Eu vreau să sufăr pentru Hristos și astăzi. Nu mi-e ușor. Cristi știe prin ce am trecut. Bilete de avion pierdute, 1000 de euro pierduți, aruncați. Le-am scris că le-a scris Gabriela că nu o să mai vin cu familia, zice doar Mr. Berbece Tony Adrian va veni la Paris, vrem să-i modificăm biletele, și zice bine, mai dați 300 de euro. Zic, what? Da, ca să vă modificați zborul, mai dați 300 de euro. Trebuia să vin cu toată familia, n-am venit singur. În fiecare zi noi trebuie să suferim pentru trupul lui Hristos și trebuie să o facem cu bucurie. Amin? Trebuie să o facem cu bucurie. Citeam aseară și nu mai intru, că e deja 12 și Cristi m-a rugat frumos, a zis, te las o oră și ceva, numai să-mi termin la 12, fără un minut, Cristi. Citeam aseară 2 Timotei. Nu mai am timp să vorbesc despre 2 Timotei, dar închei cu cartea aceasta și vă dau temă pentru acasă. Duceți-vă acasă și subliniați în cartea asta. 2 Timotei are câte capitole? Are 4 capitole, 4 capitole superbe. Aș vrea să subliniați că asta am făcut aseară la 1 noaptea. La 1 noaptea am făcut asta și Cristi știe că la 1 noaptea, după ce am citit, am intrat la duș, i-am trezit pe toți. La 1 noaptea citeam 2 Timotei și am subliniat în Biblie de câte ori Pavel vorbește despre suferință, rușine, lanțuri, răbdare, și a muri. Să nu-ți fie rușine, spune în 2 Timotei 1 cu 8, să nu-ți fie rușine, dar de mărturia Domnului nostru, nici de mine, ia uite, întemnițatul. Deci să nu-ți fie rușine de mine întemnițatul, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Oameni buni, cuvântul suferință trebuie așezat lângă Evanghelie, e adevărat da sau nu? Nu există altă cale. Cuvântul lepădare, cuvântul moarte, cuvântul dărnicie, cuvântul sacrificiu, cuvântul lanțuri, cuvântul răbdare. Subliniați în Bibliile voastre, că eu am subliniat și le-am numerotat pe toate. Ia uitați, 2 cu 3, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Dumnezeu. Ia uitați, apoi continuăm. Zice, adu-ți aminte în versetul 8, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea, vedeți ce zice, Evanghelia mea, adică mi-am însușit Evanghelia lui Hristos, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat, de aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Nu vă mai văitați, nu vă mai plângeți, că n-ați ajuns în lanțuri ca Pavel. Nu vă mai văitați că dați 100 de euro la biserică. Nu vă mai văitați că veniți duminică la 7 la biserică să montați. Nu vă mai văitați că faceți o oră până la biserică. Pentru că biserica înseamnă suferință, sacrificiu și chiar prigoană și moarte. Nu vă mai văitați că asta este minciuna diavolului. Asta este cu ceea ce vă minte diavolul. Că biserica îți face rău. Da!
Biserica înseamnă sacrificiu și înseamnă sacrificiu pentru Hristos și înseamnă sacrificiu să le vestesc altora Evanghelia. Amin? Concediul meu cu familia trebuia să fiu la Paris și de mâine trebuia să ne începem concediu. E compromis. În mare parte e compromis. Nu știu ce o să fac. Aveau copiii vacanță. Dar nu-mi pasă că mi s-a compromis concediul. Îmi pasă că am reușit să mai adun un strop de suferință pentru trupul lui Hristos. Și vă spun un lucru, nu-i mare. Nu-i mare. Nu-i mare suferința asta. Pentru că Pavel a fost legat în lanțuri, adevărat sau nu? Pentru că Pavel, 2 Timotei, l-a scris din lanțuri cu cătușele pe mâini. Pentru ce, oameni buni? Pentru ce? Pentru Evanghelie. Și zice, pentru Evanghelia mea. Pentru că Evanghelia mi-am însușit-o. Și ce-mi doresc? Să vă întâlniți cu Hristos, e năzuința vieții mele. Să-L iubiți pe Hristos și să trăiți pentru Iisus Hristos. Hai să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune de dedicare și să spunem, Doamne, conștientizez că n-am suferit destul, conștientizez că n-am luptat destul, conștientizez că n-am făcut totul pentru Tine și dacă mai este ceva de făcut, vreau să fac. Amin? Poți să spui asta? Dacă mai este, câți credeți aici că mai este ceva de făcut pentru împărăție? Oh, n-am făcut destul. Oh, poate crezi, am 60-70 de ani, am făcut atât de multe. Nu, Dumnezeu mi-a zis că voi predica până voi muri. Dumnezeu mi-a zis că îl voi sluji pe El până voi muri. Dumnezeu mi-a zis că voi sta în fruntea bisericii și voi avea mai multă energie în slujirea mea decât au tinerii. Că asta i-am cerut lui Dumnezeu, amin? I-am cerut o inimă tare, i-am cerut o carcasă puternică, i-am cerut finanțe ca să am din ce să dau, i-am cerut glas ca să am din ce să predic, i-am cerut o inimă bună ca să am din ce să cânt. O, cere lui Dumnezeu și spune, vreau să fac mai multe, dă-mi sănătate să fac mai multe, dă-mi putere să fac mai multe, dă-mi iubire pentru Tine, dă-mi răbdare pentru Tine și dă-mi harul de a suferi mai mult pentru împărăție. Pentru că tot Pavel, versetul de aur din 2 Timotei este acesta, e versetul care spune, este în 2 Timotei 3 cu 12, de astfel toți cei ce vor să trăiască cu ce? Cu ce? Spuneți tare! Cu evlavie în Hristos, Iisus, vor fi prigăniți. Și fiți atenți, cum se pupă cu versetul, eu am fost șocat de ce verset ați ales astăzi, deși eu predic din, am închei predica cu 2 Timotei, voi ați ales din Timotei, care? 1 Timotei 6 cu 6. Și pune 1 Timotei 6 cu 6, versetul vostru, voi ați cerut mai multă evlavie și mai multă evlavie, știți ce îmi zice Pavel în 2 Timotei? Mai multă evlavie înseamnă mai multă suferință. Mai multă evlavie înseamnă mai mult sacrificiu pentru Dumnezeu. Asta ați cerut, zice negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Voi ați spus aici cuvântul evlavie, că aveți nevoie de evlavie, dar vreau să știți, mai multă râvnă înseamnă mai mult sacrificiu. Mai multă evlavie înseamnă mai multă suferință pentru Hristos. Fii gata să suferi pentru El, pentru că suferi de fapt pentru cer. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cere râvnă, putere și sacrificiu pentru împărăție de aici și până în veșnicii. Ne rugăm.